tuturor, numele meu este Amalia Enache, sunt jurnalist, dar sunt și mamă. Sunt mama unei fetițe de 4 ani și așa cum toate mamele și toți părinții au foarte multe întrebări legate de sănătatea copiilor, am foarte multe întrebări legate de sănătatea dentară a copilului meu și în oricât de multe surse aș căuta informații, pentru mine, pentru că am foarte, foarte mare încredere în medicii specialiști, pentru mine sursa de bază este discuția cu medicii specialiști, de acolo mi-au informația și ne-am gândit la această formulă, pentru că atunci când ajungem în cabinetele medicilor stomatologi, ne e greu să punem toate acele întrebări care ne-ar veni în minte, timpul e limitat și rămânem uneori cu întrebări fără răspuns. Ne-am gândit să adunăm toate aceste întrebări ale părinților în acest loc și să vorbim cu doi medici specialiști. Este vorba de doamna doctor Raluca Atanasiu, medic primar specialist ortodont, și doamna Ramona Hlandan, specialist pedodont. Bună ziua, doamnelor! Prima și prima întrebare în vremuri de pandemie este: atunci când venim cu copiii în cabinet, cum vă găsim costumate? Cum trebuie să ne pregătim copiii? Pentru ce? Eu le spun că m-am transformat într-un cosmonaut. Și cei mai mulți încep să râdă. Într-adevăr, unii pacienți care sunt pacienți vechi nu mă mai recunosc și devin puțin speriați, dar după ce mi-aud vocea, își revin și se bucură că încercăm să îi protejăm și pe ei și pe noi. Așadar, este important părinții în aceste vremuri să-și pregătească puțin copii în legătură cu felul în care arată de data aceasta medicii. Exact. Nu numai copiii sunt un pic așa speriați de ce se întâmplă și adulții când văd așa tot protocolul de la început, de când intră pe ușa clinicii, ce trebuie să facă și ei, să se dezinfecteze și ei trebuie să se îmbrace, nu numai medicii. Da, dar să știți că eu sunt de pildă nouă adulților și ne vine în minte automat faptul că de fapt e o măsură pentru siguranța noastră și îmi dă mai mult confort faptul că vă văd atât de bine echipați în aceste vremuri. Prima întrebare a tuturor părinților: câte dulciuri poate să mănânce copilul meu astfel încât să nu facă carii? Da, aveți un gramaj? Vă rugăm! Nu, din păcate nu avem un gramaj. E, într-adevăr, e un subiect delicat. Nu putem să le interzicem copiilor să mănânce dulciuri. Pentru că și noi am fost copii și chiar adulți fiind știm cât este de greu să renunțăm la ele. În schimb, îi sfătuiesc pe părinți să nu renunțe la obiceiurile de igienă. Dacă, într-adevăr, consumăm dulciuri, dar le consumăm într-un mod regulat, adică nu toată ziua bună ziua, avem rele, ronțăim, exact. Și nu numai dulciurile, chiar și chipsurile, snacks-urile, toate aceste mici gustărele afectează și dantura și pot duce la apariția cariilor. Deci este important și timpul în care dulciurile iau contact cu dinții, să spun așa. Și atunci, dacă noi păstrăm o igienă riguroasă, este permisă o gustărică, un dulce din când în când, dar e foarte important să spălăm dinții după această gustare și să nu lăsăm să acționeze dulcele pe suprafața dentară un timp foarte mult. Și de asemenea, trebuie să mergem la stomatolog. Atunci, dacă avem niște vizite regulate la stomatolog, cu siguranță putem preveni apariția cariilor. Ar fi bine ca prima vizită să fie înainte să apară vreo problemă. Mai întâi să ne cunoaștem, să se poată acomoda copilul cu cabinetul, cu medicul, cu toată aparatura, apoi poate, dacă este cazul, să apelăm la dentist când este o urgență. Da? Dar bine ar fi să venim înainte, poate chiar de la o vârstă mică, undeva la 2 ani și jumătate, când oricum ne-au apărut toți dințișorii de lapte sau, mă rog, majoritatea, la cei mai mulți copii, și să venim de atunci, pentru că atunci putem să deprindem și tehnicile de periaj și e mai bine să fie primul impact pozitiv pentru copii, să nu fie chiar o traumă, ca el să poată reveni
multă lume spune că nu merg mai repede la dentist ca să nu prindă frică. Din contră, dacă ei vin la dentist ca la un control de rutină la 6 luni, în primul rând se obișnuiesc cu acest obicei, li se va părea un lucru foarte simplu, util și normal, firesc, pe care îl fac și părinții și copiii deopotrivă, și atunci acceptă mult mai ușor tratamentele dacă într-adevăr este nevoie de un tratament. Și de asemenea, dacă aceste controle sunt regulate, nu se ajunge la durere și nu se ajunge să vină în urgență. Pentru că orice carie depistată într-un stadiu precoce, când ea este foarte mică, se va trata cu foarte puțin disconfort, atât din partea copilului, cât și a noastră, pentru că deja suntem prieteni, ne cunoaștem, colaborarea este una foarte bună și atunci nu vom ajunge la acele probleme și la vizitele în urgență. Copiii mai au și experiența camerelor de gardă ale spitalelor în general. Da. Și pentru că se întâmplă să facă febră, se întâmplă să facă tot felul de lucruri și ajungi cu copilul la camera de gardă și undeva cred că trebuie să facă o diferență. Între ce se întâmplă, da, în camera de gardă, exact. Da. Și vă spun din proprie experiență că așa este, funcționează. Eu am fost cu fetița mea la controle regulate și fără probleme. Are 4 ani și nu i-a apărut nicio carie, dar facem vizite regulate să se obișnuiască și pentru ea ideea de dentist este ideea acelui loc în care e foarte amuzant și eventual cu multe periuțe de dinți și mai vorbim despre periuțele de dinți. Copiii trebuie să fie tratați cu sinceritate. Atunci când sunt aduși la noi, chiar pentru prima vizită, trebuie să li se spună exact unde vin. Exact. Într-un mod frumos, cumva, uite mami, mergem la dentist sau la stomatolog, cum vreți să-i spuneți, acolo o să-ți numere dințișorii, se uită, îi controlează, îi spală și asta facem pentru a avea niște dinți sănătoși. Este foarte greșit să-i spunem copilului și să-i transmitem din fricile noastre, cum se întâmplă de foarte multe ori, că mergem la dentist, dar să știi că nu te doare și nu-ți face nimic. Asta este o minciună pe care ei nu o acceptă, în primul rând, acest nu-ți face nimic, pentru că noi, într-adevăr, îi facem ceva, da, un control, un pediaj, orice îi facem. Da, și apoi rămân cu ideea, m-am mințit, a doua oară nu mai merg. Exact, i-am pierdut. Cu ei trebuie să fim foarte sinceri, pentru că altfel i-am pierdut. Și să nu pronunțăm cuvântul durere. Dacă noi spunem din start copilului nu te doare, sigur, acest lucru are un impact durere foarte mare. Exact. Da. Ei nu aud acel nu din fața nu te doare, aud doar durere. Și își pun imediat întrebarea, a, deci există vreo posibilitate să mă doare? De ce mi-a zis mami așa? Da. Puteți să liniștiți copilul și să-i spuneți că orice întrebare are, poate să vorbească și să o adreseze stomatologului care îl tratează și care îi verifică dinții. Și de cele mai multe ori, dacă avem niște întrebări la care nu știm să răspundem, e mai bine să lăsăm asta în seama stomatologului și să spunem, nu știu mami, o să-ți spună el mai bine, știu ei mai multe. Atunci când am fost însărcinată, am aflat că trebuie să-mi spăl copilul pe dinți de la 6 luni, nu știam despre asta, pe vremea noastră nu era acest obicei, cred că nici nu era ca o recomandare a Organizației Mondiale a Sănătății încă. Dinții trebuie curățați cu atenție și de către părinți. Poate nu neapărat acum, adică și până la 4-5 ani ar trebui supravegheați, nu neapărat spălați chiar de părinți, dar oricum supravegheați. Pentru că alimentele rămân acolo pe dinți, dinții de lapte sunt mult mai vulnerabili, pentru că ei nu sunt la fel de bine mineralizați ca niște dinții definitiv și acolo fac mai ușor carii. Fac mai ușor carii, clar. Laptele, oricum, dacă rămâne toată noaptea, chiar dacă el ia doar, mă rog, se alimentează doar cu lapte și acesta, stagnând toată noaptea pe dinți, poate să producă niște demineralizări, niște pete albe, care la început poate nu ne atrag atenția atât de mult, dar ele se transformă rapid în niște carii profunde. Trebuie luate niște periuțe, evident, speciale pentru copii, micuțe, pentru că ei nu suportă oricum să bage ceva așa în gură, să li se bage ceva în gură și blând, cu atenție, trebuie curățat fiecare dințișor. Era una dintre întrebările mele, până la ce vârstă să mai intervin eu cu spălatul. Trebuie supravegheat, nu neapărat trebuie spălat. Aș prefera, dar
domnișoara mea preferă să... De multe ori nu te lasă, spune pot eu singur, dar dacă observăm că nu, chiar nu are o tehnică bună, putem să intervenim și să spunem, uite, aici trebuie frecat mai mult. De aceea trebuie să vină și copiii cât mai devreme, pentru că un medic stomatolog poate să le explice o tehnică corectă, pentru că de multe ori nici părinții nu știu să se spele corect pe dinți și acest obicei se transmite și la copii și chiar dacă pare că ne spălăm, totuși ne mai rămân resturi pe dinți dacă nu folosim o tehnică corectă. Ce dacă facem la o vârstă atât de mică, mă scuzați, cu, da, cred că se numește bruxism în termenii dumneavoastră? Bruxismul poate să fie fiziologic, adică natural să se întâmple la copii până când ajungem în dentiție definitivă, pentru că există schimbarea aceasta de dinți în care mușcătura nu este tocmai una definitivă, corect. El tot schimbă dințișori, da? Și poate să fie un bruxism fiziologic până la 12 ani. Acum, el poate să apară și pe stres, da, într-adevăr, la unii copii, dar asta, evident, trebuie tot așa evaluat de către medicul stomatolog. Medicul observă tocirea dinților, abraziunea lor, da? Dar, mă rog, asta trebuie verificat în funcție de fiecare, cum mușcă, cum închide, asta trebuie să evalueze medicul stomatolog. Câteodată e un bruxism fiziologic până când schimbăm și ajungem în dentiție definitivă, adică până la 12 ani câteodată, da? Dar depinde de caz. Câteodată poate să fie și ceva neregulă și trebuie remediat. Se pun gutiere copiilor pentru asta sau cum facem? Da, există niște aparate care se controlăm noaptea. Se poartă noaptea, numai că depinde și cât de tare scrâșnim din dinți, pentru că dacă el strânge foarte tare, într-adevăr pot apărea fisuri dentare, da? Se poartă niște aparate noaptea de protecție. Nu toți copiii le suportă, dar, mă rog, trebuie evaluat cât de mare este bruxism. Ce facem cu dinții de lapte? Îi sigilăm? Dacă toți sunt atât de fragili sau îi lăsăm în pace? Asta depinde oricum de igiena fiecăruia, de alimentația fiecăruia, de câte procese carioase avem. Adică dacă avem un copil care se respectă o igienă bună, care nu mănâncă dulciuri și avem o singură căriuță, poate nu e nevoie să-i sigilăm pe toți, dar cu cât avem asta mai mult. Asta am vrut să spun și eu, depinde foarte mult să evaluăm care este riscul la carie al copiilor. De obicei, sigilarea, pe care foarte mulți părinți ne-o cer atunci când vin cu copiilor, este o metodă preventivă, adică ea se aplică atunci când nu avem carie și vrem să prevenim apariția cariei. De obicei, o facem pe prima măseluță definitivă, pe primul molar definitiv care iese în spatele celor de lapte. Și o facem în situația în care, în dentiția de lapte, copilul prezintă foarte multe carii. Atunci se justifică sigilarea acestei măseluțe permanente pentru a preveni apariția cariei, mai ales că ea este în spatele dinților de lapte, unde accesul este foarte dificil, mai ales la 6 ani, când încă tehnica de periaj, cum ați spus, nu este poate cea mai bună. Și aici vreau să fac o paranteză referitor la ce ați spus, că nu vă lasă să-i spălați pe dinți. De foarte multe ori are succes sfatul medicului dentist, care îi spune, ia uite mami, aici nu te-ai spălat foarte bine, ce-ar fi să o mai lași pe mami să te verifice? Și atunci ei acceptă, ia uite mami, m-am spălat bine aici, și atunci puteți... Pot părinții să curețe foarte bine zonele în care medicul stomatolog îi sugerează să insiste cu periajul. Pasta de dinți pentru copii este o pastă de dinți doar cu arome mai prietenoase sau este mai blândă în general? Eu, ca mamă, mă îngrijoresc că nu e suficientă, că e ceva așa pentru copii și poate că nu i-ar strica o pastă de dinți adevărată de la o anumită vârstă. Deci în pastele de dinți pentru copii este vorba de cantitatea de flori care este mult redusă în funcție de vârstă. De aceea e important să urmărim pe eticheta pastelor de dinți dacă scrie între 2 și 6 ani, să folosim între 2 și 6 ani, pentru că este dozată cantitatea de flori în așa fel încât să nu fie dăunătoare pentru vârsta pe care o au ei. De ce? Pentru că ei încă nu știu să scuipe și e posibil să înghită.
cantitate prea mare de flori și atunci apare floroza, acele pete pe dinți. Orice pastă de dinți, dacă este folosită corect, cu o tehnică de periaj corespunzătoare, este foarte bună. Și chiar cele cu arome naturale, că sunt multe paste de dinți acum și cu arome naturale, care nu dăunează sănătății generale a copilului și sunt foarte apreciate de ei, chiar pot fi înghițite fără să fie dăunătoare la vârste foarte mici. Pe scurt, tehnica de periaj, care este ea? Și revin din nou la dulciuri, e suficient să se spele dimineața și seara copilul pe dinți sau e mai indicat dacă a mâncat ceva dulce la ora 12 să-l încurajez să se spele pe dinți? Mai ales că mulți dintre copii până la vârste destul de înaintate dorm și la prânz. De câte ori să se spele pe dinți? Bine, să se spele după fiecare masă și nu neapărat după ce mănâncă, și după ce bea, adică și lichidele, dacă sunt dulci, pot rămâne pe suprafața dentară. Și sucurile, chiar și un suc de portocale sau chiar dacă e natural, limonada, da? Deci ar trebui să ne spălăm ca să nu rămâne, ele sunt acide, adică chiar dacă nu sunt neapărat dulci, dar sunt acide și atacă smaltul. De 3 ori pe zi ar fi ideal, dar noi sperăm ca măcar de 2 ori pe zi să facă acest periaj. Ca tehnică de periaj corespunzătoare este periajul vertical, pe scurt vă spun. Deci tot timpul le explicăm copiilor ca periajul să fie de la roz spre alb. De ce? Gingia e roz, dintele e alb. Deci în partea de sus va fi de sus în jos, în partea de jos va fi de jos în sus. Și trebuie fiecare față a dinților spălată, atât exteriorul, cel dinspre obraj și buze, interiorul și apoi partea pe care mușcă. Le demonstrăm de cele mai multe ori, de asta e bine să vină la stomatolog, avem modele pe care le demonstrăm și îi punem și pe ei și pe părinți să exerseze de față cu noi acest periaj și să știți că se observă diferențe la vizitele următoare. Forma dinților de lapte ne dă vreun indiciu, ne îngrijorează în vreun fel sau așteptăm dinții definitivi? Îi așteptăm și, evident, pe cei definitivi, atunci, evident, ei sunt mai mari, au o altă formă, dar se poate vedea încă din dentiția de lapte, pe la 2 ani și jumătate, dacă va avea sau nu nevoie de aparat ortodontic, da? Oricum, pe la vârsta de 2 ani și 6 luni, se vede unde va apărea molarul de 6 ani, deci tipul de mușcătură pe care îl va avea și știm cam de atunci pentru ce să-i pregătim pe părinți. Și mai ales dacă undeva pe la 3 ani, 4 ani, 5 ani, vedem că nu apar spații între dințișorii de lapte, ceea ce înseamnă că maxilarele lui nu au mai crescut, nu s-au mai dezvoltat de la acea vârstă, e clar că o să ne ducă cu gândul la o înghesuire, la niște dinți înghesuiți în dentiția definitivă și trebuie supravegheat. Trebuie supravegheat de medic ortodont cam din 6 în 6 luni, pentru că de multe ori doar prin anumite extracții a unor dinți de lapte putem să aranjăm foarte ușor dinții din dentiția definitivă. Da, nu neapărat, avem nevoie de aparate complicate. Deci chiar, poate chiar nu intervenim cu aparate ortodontice, doar prin simpla ghidare a erupției dinților definitiv, câteodată se pot rezolva niște cazuri de înghesuire minor. De la ce vârstă intervenim cu aparate ortodontice? Cu aparate ortodontice, dacă este cazul, da, să fie ceva urgent, cum ar fi niște maxilare înguste, chiar de pe la 5-6 ani se poate interveni. Mai devreme... Adică de la dinții de lapte. Da. Da, pentru că ortodonția nu aliniază doar dinții, adică ne uităm și la părțile scheletale, la cum se dezvoltă maxilarele lui și dacă ei nu se dezvoltă suficient, da, putem să ajutăm cu aparatele acestea ortodontice. Cum procedăm corect noi ca părinți atunci când se schimbă dinții copiilor? Îi legăm cu ață, de clanță, nu mai știu care sunt toate metodele, dar sunt multe. Cum procedăm de fapt corect? Îi încurajăm să tragă, le dăm să mănânce covrigi, haide că nu te doare, nu știu. Deci cel mai bine este să facem așa cum este confortabil copilului. Sunt copii care spun, mami, hai de la dentist, pentru că el este obișnuit să meargă, să-mi scoate dintele ăsta, că mă deranjează. Sau sunt alții care, așa cum ați spus, trag de el cu ață, îi ajută părinții. Alții mănâncă mere, morcovi și chestii
dure, da, care, da, exact, care să ajute. Și chiar și când ajung la noi, de multe ori, dacă, nu știu, nu vrea să îi se scoată dințișorul, îl sfătuim să muște și dacă totuși, mușcând mere, morcov și alimente dure, nu reușește să îl elimine, atunci vine la noi și îi dăm un bobârnac, așa le spun eu, îl ajutăm puțin și va veni zâna măseluță după aia. Ei pleacă foarte bucuroși cu dințișorul pe care îl dăm ca să vină zâna măseluță. Care este nivelul de durere? Pentru că nu mai amintesc de la acea vârstă când li se schimbă dinții. Adică trebuie să ne panicăm foarte mult noi ca părinți, că este ceva, îl doare. Nu, este mai mult o teamă. De cele mai multe ori, noi avem geluri anestezice pe care le punem. Dacă este un dinte cu mobilitate foarte mare, disconfortul este minim spre deloc. Depinde foarte mult și de sensibilitatea pacientului, într-adevăr. Și uneori este nevoie de o anestezie mai profundă, o anestezie locală prin infiltrație, dacă rădăcina dintelui este mai lungă. Sunt cazuri în care apar deja dinții definitiv pe interiorul dinților de lapte și atunci cei de lapte trebuie scoși, dar într-adevăr e nevoie de intervenția medicului stomatolog și de o anestezie. Pacienții de obicei acceptă acest lucru pentru că, după cum v-am spus, anesteziem inițial cu acel gel și asta face ca pișcătura realizată de anestezia prin infiltrație să fie resimțită foarte puțin sau chiar deloc de către pacient. În ce fel de cazuri e nevoie de o anestezie generală? O anestezie puternică pentru copil, care e una dintre marile temeri ale părinților, cu atât mai mult cu cât a existat un caz dramatic, care cred că a schimbat extrem de mult percepția părinților despre nevoia de anestezie. Dacă facem, așa cum am spus de la început, vizite regulate la stomatolog, igienă riguroasă, dieta să fie cea corespunzătoare, nu se va ajunge niciodată la anestezie generală. Anestezia generală înseamnă pierderea cunoștinței, deci pacientul este adormit, intubat și pus pe monitoare. Acesta este un caz extrem din punctul meu de vedere, în care nu ar trebui să ajungă niciun copil în secolul în care ne aflăm, în care avem atât acces la informație și ar trebui să știm cum să ne îngrijim și încercăm prin aceste webinarii pe care le facem să instruim foarte bine părinții ca să nu se mai ajungă niciodată la nevoia unei anestezii generale. Și există situații în care, la vârste foarte mici, da, de un an și 8 luni, 2, 3 anișori, apar acele carii de biberon care afectează aproape toți dinții, în afară de incisivii, dinții din față, inferiori, în rest toți sunt afectați de carii. Într-adevăr, la această vârstă e foarte dificil un tratament stomatologic pe scaunul stomatologic cu un copil mic, care presupune chiar și scoaterea nervilor la unii dinți, nu doar simple plombe. Deci aceste situații impun anestezia generală, dar sperăm ca în curând să nu mai fie nevoie și prevenția să funcționeze. Acesta este unul din mesajele pe care vreau să-l transmitem părinților. De ce este atât de importantă supravegherea copiilor în ceea ce privește o bună igienă și limitarea consumului de dulciuri, să nu ajungem în astfel de cazuri extreme și de ce este important să nu amânăm vizitele copiilor la medicul stomatolog, pentru că și dacă apare o carie, dacă ea este depistată la timp, nu se va ajunge la un caz atât de extrem și atât de îngrijorător cum este acela de a-ți vedea copilul anesteziat. Adică să nu ne bazăm pe faptul că dacă sunt niște dinți de lapte, ei vor cădea și îi va schimba cu niște dinți definitiv mai sănătoși. Da? Adică un dinte de lapte e mai greu de tratat de multe ori decât un dinte definitiv. Ne dă mai multe complicații, abcese, mai dureroase. Da? Deci nu trebuie să ne bazăm pe faptul că sunt niște dinți de lapte și vor cădea. Dacă este afectată sănătatea dinților de lapte, de cele mai multe ori, în cazuri extreme, se ajunge la afectarea sănătății a organismului copilului și are efecte dramatice asupra sănătății lor. Deci de asta este foarte bine să investim
pentru o sănătate generală a copilului, nu doar pentru sănătatea orală. O ultimă întrebare, doamnelor. Accidentele, nedoritele accidente, care îi se întâmplă să se spargă un dințișor. Ce facem? Mergem la medicul stomatolog pe care îl cunoaștem sau fugim la camera de gardă? Care e reacția corectă? Și cât de grav este traumatismul, da? Trebuie văzut dacă a afectat doar dintele, da? Să ne uităm atent, sau dacă este afectat și osul, procesul alveolar, dacă avem o buză spartă în cazul ăsta în care sângerăm mai mult, e clar că trebuie să ajungem la camera de gardă. Sunt foarte multe care pot fi rezolvate chiar într-o clinică sau în cabinet stomatologic. Chiar și nu numai o mică fractură a unui suprafeței coronare a dintelui, da? Chiar și avulsia dentară poate fi, adică pierderea dintelui, da? Poate fi tratată în clinică, dacă nu este afectat osul. Trebuie să avem grijă pentru că primele ore din momentul în care s-a produs lovitura, da, duce la un prognostic bun sau mai puțin bun, da? Deci e important ce facem în primele ore după traumatism. Vă mulțumesc foarte mult în numele tuturor părinților care au urmărit această discuție și care cu siguranță și-au luat informații esențiale. Am să trag eu o mică concluzie și anume că sănătatea orală a copiilor noștri nu este de amânat. Nu putem lăsa pe mâine nici spălatul pe dinți din această seară, decât când chiar, hai să zicem, din când în când e o situație extremă și copilul e extraordinar de obosit. Cum? Foarte rar să fie acest lucru. Foarte rar ca o excepție. Nu putem să amânăm nimic ce ține de sănătatea copiilor noștri. E mai prețioasă decât orice. Ce putem să le dăm noi copiilor noștri este o sănătate puternică de care să fie avut grijă atunci când ei au fost mici. Și o să vă rog și pe dumneavoastră să spuneți concluziile discuției de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru ocazia de a împărtăși cu părinții și cu toți cei care ne urmăresc aceste câteva gânduri și sper din tot sufletul să fie avut un impact și să avem din ce în ce mai mulți prieteni copii care vor veni la noi cu zâmbetul pe față și care vor pleca la fel de fericiți cum au venit și vor găsi mereu în noi niște prieteni ai dinților. Și eu vă mulțumesc și aș vrea într-adevăr ca părinții să înțeleagă și rolul lor, care este foarte important în igiena copiilor, da? Și să îi aducă cât să înțeleagă că e important să îi aducă cât mai devreme la un consult, da? Pentru că vor fi mult mai ușor de rezolvat problemele mai târziu. Mulțumesc foarte mult, pe mine m-ați convins atât de tare încât acum, după ce închid, voi face programare pentru următorul consult al fetiței mele. Mulțumesc mult, doamnelor! Mulțumim și noi! Mulțumim și noi! La revedere! La revedere!